Complexul Național Muzeal Curtea Domnească din municipiul Târgoviște, în parteneriat cu Cramele Recaș, a lansat de Ziua Națională a României vinul Princeps Valahe, marcă proprie. Lansarea oficială a produsului a avut loc la beciurile Palatului Petru Cercel din cadrul ansamblului monumental Curtea Domnească. Evenimentul face parte din strategia de marketing a muzeului începută anul acesta, odată cu înregistrarea mărcii Turnul Chindiei la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Acesta este cel de-al doilea produs al Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, primul fiind ciocolata Turnul Chindiei. Că ar trebui o butărie mai mare la un 5 litri, poftim. Mulțumim. Da. Sper să-l găsesc la un primărie anul viitor. La și vă garantez că este al doilea produs după ce am înregistrat Turnul Chindiei ca marca maxim. Mi-am gândit că poate fi un produs care să promoveze Curtea Domnească, Turnul Chindiei și pe Târgoviște, de ce nu? Și atunci am încercat să găsim un partener, un producător de vin și știu că am avut norocul să ne răspundă afirmativ un producător renumit pe piața românească. Ca și istoria vinului, aș vrea să vă spun câteva cuvinte legate de denumirea acesteia. Pe sticlă scrie Princeps Valahe, iar pe fond de etichetă există o scurtă poveste legată de doi voievozi emblematici pentru neamul românesc. Este vorba de Mircea cel Bătrân, cel care folosește pentru prima dată titulatura de Princeps Valahe. Aceasta se regăsește în act din 1392. Și de asemenea, Vlad Cristian se găsește pe contra etichetă, o scurtă povestea sa, pentru că pe etichetă se află tot mulțumie, într-o imagine, o pictură din secolul al XIX, o pictură pe care de altfel o putem vedea cu toții în muzeul de astăzi. Noi am ales un strugure aparte în istoria lumii și anume Shiraz, fiind cel mai condimentat strugure roșu și de asemenea cea mai bună asociere cu partea de ciocolată, pentru că a vă dat dumneavoastră consumatorul final edililor localității puterea de și totodată a vă da asocierea perfectă. Vorbim de Shiraz, vorbim de un strugure pierdut în negura timpului, originea lui se află încă pe teritoriul Iranului, având o dezvoltare aprofundată în secolele 16-17, unde în Franța a fost luat, la un moment dat fiind strugurile case legale și în Franța. În perioada filoxerei, în 1860, acest Shiraz a dispărut din Europa, în proporție de 90%, mergând spre lumea nouă. Noi, Cramele Recaș, l-am luat în verniera noastră, undeva în anii 1995-2000, în momentul în care am plantat vita de vie, iar în momentul de față, vrem să-l dăm către consumatorul final pentru a-i arăta ce înseamnă ziracul, condiment, picant și asociere deosebită cu ciocolata. Vinul Princeps Valahe este un vin de soi Shiraz, ambalat în sticle de 0,75 litri și va fi comercializat doar în magazinele muzeului. Prețul unei sticle este de 26 de lei.